Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dar acum că s-au cam terminat vacanțele, să mai vorbim și despre lucrurile nu chiar atât de... dar memorabile. Neplăcute, dar memorabile din vacanță. Viață grea, de exemplu, pentru un cuplu care a zburat 13 ore de la Paris la Singapore, în vecinătatea unui câine, care nu doar că a sfărăit zgomotos tot drumul, dar aparent mâncase și o găleată cu fasole înainte, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Era un câine de suport emoțional și de aceea nu era în cușcă, ci stătea cu oamenii, transmit colegii de la știrile Pro TV, n-a putut fi mutat pe culoar. El s-a băgat la un moment dat sub scaune, nu putea fi mutat pe culoar, pentru că pe culoar, normal, trece lumea, trec cărucioarele. A adormit. Cei doi soți disperați de acest câine care sfărăia dramatic. Ați auzit vreodată un câine sfărăind? Nu, dar m-am înregistrat eu. Da, poate fi asemănător, ca să zic așa. Deci au cerut să fie mutați. Nu exista opțiuni pentru ei. Apoi, problema cu sfărăitul mai era cum mai era, dar cred că visați fripturi și pachetel și nu crănțenele, pentru că, citez, avea capul sub picioarele soțului meu, a declarat ulterior doamna. Soțul meu era în pantaloni scurți și se murdărea de saliva câinelui. Pe picior. Deci câinele... cine? Crănțenea. Plescăia în somn. Dormea cu băluțe, cum ar fi. De asta nu e bine să pleci cu pantaloni scurți cu avionul. Trebuie să-ți iei pantaloni lungi, că nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Frig, câine, de-astea. Apă. Apă. Apă? Apă. Nu știu. Plouă. Ferește, da. Dacă se întâmplă apă, pantaloni scurți sunt unima problemă. Asta nu te ajută. Da. Și problema cea mai mare a fost totuși cu turbulențele intestinale. Cum ar veni, femeia susține că animalul nu s-a oprit din, citez, pârțâit pe tot parcursul zborului, iar însoțitorii de zbor a spus că incidentul va fi totuși consemnat în dosar. Asta am pățit și eu. Am un prieten... Fără, da, era și câine, sper. Nu, da, am un prieten, are un pug. Ce tip pug? Un soi de bulldog mic francezesc. Ăla, da. Așa. Ăla ca un... Da, mamă, e nenorocire câinele ăla. Deci are bălește în continuu, da. Are problemele intestinale, turbulențe, mai ales în somn, dar are probleme intestinale la modul că trebuie să pleci, da, din cameră. Nu, serios, adică e nenorocire. Ortoriel. Da, bălește peste tot. Ortoriel, are... pleci, nu ortoriel. Pleci. Da, da, da. Și urc, la urc, că, da, da, cred că din cauza are fața aia, da, anatomice... Da. În continuu face așa și e, da. Deci acum mă gândesc, am senzația că acest câine avea nevoie de suport emoțional. Ce nu știi? Stăpânul lui. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.